Salut, prieteni! Păsările trebuie și ele să mănânce, de aia permanent se află în căutarea unei noi prăzi. Șochează modul în care unele păsări se lămuresc cu prada lor. Haideți să vedem cum anume, așa că puneți un like și să începem! Iată un moment asemănător. Femeia își filma puii care se plimbau fără griji prin iarbă. Brusc o cioară i-a atacat din aer. Mama nu i-a putut ajuta cu nimic, fiindcă era pe cealaltă parte a gardului. Prădătoarea neagră zboară cu prada în cioc. Un șoim cu prada sa a fost filmat lângă o spălătorie auto. S-a dovedit că a prins un șobolan gras. După un menu de pozat, șoimul a zburat cu prada în gheare. Urmează un moment filmat de pe camera unei sonerii de la ușa. Se pare că veverița aleargă spre nicăieri, doar un perete gol. Șoimul se grăbea să o ajungă din urmă. Veverița însă în ultimul moment reușește să scape, iar pasărea se lovește din viteză direct în perete. Cine ar fi crezut? Iată un moment amuzant. Trei vulturi vânează o rață care înnoată de-a lungul unui râu mic, cu un curent puternic. Cei trei superprădători nici de cum nu puteau să o prindă, căci în timpul pericolului rața se bagă sub apă. Cu ce s-a terminat această goană? Nu e clar, dar presupun că vulturii nu s-au oprit până n-au prins-o. Printr-o cameră instalată într-un cuib de parus, oamenii urmăreau această familie de păsări. Mama mereu zbura după hrană pentru puii săi mici. Era o plăcere să vezi toate aceste momente, până când în casa lor nu a venit o ciocănitoare prădătoare. De la început, cu ciocul său a făcut gaura mai mare pentru a intra înăuntru, apoi a furat pe rând toți puii. Nu este ceva obișnuit pentru ciocănitoare, căci ele nu vânează păsările mai mici. Se pare că era un maniac. Iar aici, însă, șmierla albastră a încasat-o. A fost atacată de un șoim și sigur nu va mai scăpa din ghearele lui mortale. Iată cum sâsâie o bufniță amenințătoare când își protejează cuibul. În acest caz, femeia singură a pus peștele pe motorul unei bărci. Vulturul nu s-a lăsat așteptat. Acest mic elan plutea calm pe lângă malul lacului. Se părea că nimic nu prezice necazul, dar apare un vultur și îl atacă. A fost o pradă ușoară pentru el. Pasărea prădătoare a folosit o tactică foarte crudă. A ținut elanul sub apă până când acela nu s-a înnecat. Abia după asta l-a târât la mal. Acest super prădător însă a mers și mai departe, a prins o pisică africană sălbatică și a dus-o pe un copac, ca să o mănânce desigur. Cormoranul este o pasăre incredibil de vorace, care e capabilă să înghită un pește. După parametri, e cam la fel ca ea însăși, doar priviți aceste imagini. Iată ce caz a fost filmat de un martor întâmplător. Un cormoran a prins un somn cu adevărat mare. Îl ține în cioc și are de gând să-l înghită. Nu am crezut că așa ceva e posibil. Dar peste câteva minute, somnul se îndreaptă spre stomacul acestui cormoran lacom. Ciorile nu pot înota, așa că le veți vedea foarte rar lângă apă, însă dacă observă o pradă potrivită, apar imediat. Fără să atragă atenția la lebăda uriașă de alături, cioara fură un pui și zboară cu el într-un loc sigur. Apoi urmează ceva groaznic, începe să smulgă penele de pe pui, înainte de a-l devora.
Următorul moment este incredibil. Un coyot a luat bucată de carne bine meritată. Vesel, cu coada ridicată, o duce într-un loc mai sigur pentru a o savura în plăcere. Un vultur viclean a observat acea bucată de carne și cu viteză mare a furat-o din colții coyotului. De obicei, pelicanii sunt văzute ca niște păsări amuzante cu ciocurile mari. Această gură a lor ureașă este de obicei folosită pentru a prinde peștele din apă. Atrageți atenția la cuvântul de obicei, căci în ultimul timp, comportamentul lor s-a schimbat într-o direcție terifiantă. Ei au început să mănânce alte păsări, de-a întregul chiar. Un grup de păsări a organizat o bătălie adevărată cu această cioară. Au pus-o pe spate. Una dintre păsări o ține de cioc, iar cealaltă o mușcă de labe. S-a dovedit că aceste păsări sunt foarte curajoase și puternice. Iată cum se luptă cu o pasăre mult mai mare decât ea și chiar o întoarce pe spate. Aici au decis să mănânce un cameleon, dar apoi s-au răzgândit. Poate era o pradă prea mare pentru ele. Voi ce părere aveți? Încă o pasăre fără milă este această mierlă albastră care a atacat o vrabie. Da, vrăbiile pentru aceste păsări sunt ca niște semințe, despart între mesele principale. Da, să prinzi și să iei cu tine o pisică domestică este foarte ușor, atunci când ești un vultur mare. Uitați-vă la aceste imagini. Această cioară a hotărât să concureze cu o veveriță pentru hrană. După cum vedeți, veveriței nu este deloc frică de cioară. O alungă după fiecare încercare a ei de a se apropia și de a ciuguli. Dacă veverița e mică și rănită, ca în acest caz, cioara nu se va retrage până când nu se va lămuri cu aceasta. Pescarii au decis să elibereze un pește micuț pe care l-au prins. Au fost însă pur și simplu șocați când acesta a fost atacat de un șoim direct în apă. Un stârg cenușiu a prins un șobolan chiar pe străzile orașului. Să scape de acest cioc mortal e ireal. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, puneți un like, abonați-vă la canalul nostru pentru a nu rata noile episoade și apăsați clopoțelul. Pe curând!